Scandalul de la CPU Roman, legat de cazul bătrânului Ioan Nistor, care a așteptat timp de o oră intervenția medicilor de la Centrul Primirii Urgențe, este considerată de medicii acestui serviciu drept o acțiune de prezentare distorsionată a cazului cu adevăruri spuse pe jumătate și o tendință de revărsare a frustrărilor pacienților pe întreg sistemul medical din România. V-a fost prezentat de către un binevoitor, zic și eu, un adevăr distorsionat, la care toată lumea a reacționat, sau multă lume a reacționat într-un mod negativ, fără a ști cu adevărat ce s-a întâmplat acolo și fără să asculte toate datele problemei. Cred că oamenii au tot felul de frustrări legate de sistemul medical românesc, au tot felul de nemulțumiri legate de experiențele anterioare prin care au trecut împreună cu rudele în diferite spitale și acum își varsă toate aceste frustrări într-un noroi pe care îl aruncă niște oameni care muncesc într-un serviciu de urgență. Fiind un trafic atât de mare și un număr de prezentări atât de mare, este normal și firesc și ne așteptăm și peste tot în țară se întâmplă lucrul acesta, ca să apară și tot felul de nemulțumiri. Și ele scoase din context au dus la așa un scandal care cred eu că nu și-avea rostul. Medicul de gardă a punctat intervențiile medicale din ziua respectivă. Fiind personal de serviciu în dimineața respectivă, am să încerc să vă aduc un punct de vedere cât mai obiectiv asupra situațiilor de urgență și rezolvarea acestora într-un centru de primiri urgențe și în special în ziua respectivă. Ce pacientul respectiv nu considerăm a fi profund tarat din punct de vedere medical, este un purtător cronic de sondă urinară cu un adenom de prostată, la care sondă se infunde frecvent și necesită schimbarea acesteia. O profund tarat ar însemna să aibă alte comorbidități sau alte probleme de sănătate majore, ceea ce nu este cazul. Având în vedere, eu știu, faptul că foarte multă lume a insistat pe factorul uman, am să încep și eu tot cu factorul uman, cred că ar fi cel mai bine. În dimineața respectivă, de la ora 9 la ora 10, 10 și un pic, am avut un stop cardiorespirator care s-a resuscitat în compartimentul de primei urgențe cu succes, care a fost internat pe ATI. În acest timp, alți oameni, alți bolnavi cu probleme de sănătate al cor mult mai mari și al căror cod este mult mai urgent decât al domnului respectiv cu sonda urinară, ei au trebuit să necesite atenția medicului, da? Având în vedere că din punct de vedere uman, eu aș întreba pe toți oamenii care au postat acele filmulețe, în primul rând aș vrea să întreb, să mi se răspundă la întrebare, acei oameni pe care îi tratam eu în momentul ăla, sunt mai puțini oameni decât respectivul? Nu cred. Categorie. Aici ar însemna pacienți... Sunt și ei oameni. Da. Sunt oameni cu probleme de sănătate mai grave, că dacă eu nu le dădeam atenție medicală, puteau să se agraveze problemelor, chiar să intre și în stop cardiorespirator. Sunt oameni care aveau hipertensiuni foarte mari, care trebuiau tratate, pacienți cu fibrilații, care au risc de tahicardie supraventriculară, care pot duce la stop cardiorespirator, sunt oameni cu diabet, sunt oameni cu suspiciuni de pancreatită, toți acești oameni necesită analizii, investigații și tratament. Toate acestea durează. Da? Cine va judeca un medic dacă va lăsa un pacient mai grav în detrimentul unui pacient mai puțin grav? Nu tot opinia publică? Și va considera că acel medic nu este bun? Reprezentanții Camerei Federative a Medicilor susțin prin mai multe intervenții necesitatea reformării sistemului medical de urgență din România, care din cauza sărăciei populației, dar și a lipsei de educație sanitară a acesteia, s-a transformat într-un sistem de medicină socială. Vorbim despre ceva utopic deja pentru noi, pentru România, pentru că în primul rând ar trebui să ne educăm noi pe noi. Să nu mai punem imediat mâna pe telefon când în Roman avem 5 ambulanțe de toate, și să sunăm la 112 pentru orice problemă, pentru că ne este mai ușor, pentru că e gratuit, pentru că vine, eventual vine repede dacă au o mașină disponibilă, ci să sunăm la 112 doar când avem o urgență adevărată și viața ne este pusă în pericol. Nici nu știu dacă are rost chiar să discutăm despre utopii de genul acesta în care la urgență se vine doar pentru o urgență, în care noi stăm numai cu laringoscopul în mână și intubăm și resuscităm și facem numai chestii de urgență. Noi înțelegem că la acest nivel oamenii sunt, sau la noi în țară, oamenii sunt prea săraci, prea neinstruiți
ca să avem un asemenea serviciu de urgență. Înțelegem că fiecare are nevoie să se adreseze unui doctor, doar că nu înțelegem această punere la zid atunci când se prezintă un adevăr distorsionat. Într-adevăr, am fost contactată de colegi din Franța, din Anglia, care m-au întrebat de ce accept să fiu îngenunchiată, de ce nu plec să fac același lucru în altă țară unde fac același lucru, aceeași meserie, dar respectată. Și de 10 ori mai bine plătită. Dacă știți cum se poate mânca o pâine și în țară la noi, dacă chiar ne dorim și chiar... pentru că și noi merităm, și noi comunitate la nivel local și noi roman merităm oameni buni care să rămână aici, în orice domeniu. Medicii de la serviciile de urgență sunt sceptici în ceea ce privește posibilitatea de reformare a sistemului de urgențe în condițiile unor deficiențe majore de finanțare a sistemului sanitar românesc, dar mai ales în condițiile în care o educație sanitară nu se poate face de pe o zi pe alta.